Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, pe numele scump și draga Domnului Iisus, și în puterea Duhului Sfânt, de noi, viețile noastre și de familiile noastre, în toate zilele vieții cu care Dumnezeu ne va cinsti pe acest pământ. Amin. Frați și surori, nu știu să mai fi ajuns pe aici, pe meleagul, leaște măcar că am fost și pe munță ăștia, când fratele Mogreit a pus mă face să mă duc, că cred că n-am fost în biserica asta niciodată. Și mă bucur de voi. Dar mai mult ca mine, se bucura la care vă plătiți scump. Care are o voință pe care nu o știu oamenii. Și în seara aceasta, Dumnezeu, așa cum ați auzit, și nu ușor poate crede oricine care nu sunteți obișnuiți cu cuvântul despre Dumnezeu și cu lucrarea despre Dumnezeu. Poate să cineva în seara asta aici și fratele a spus că Dumnezeu l-a dus. Și îl spuneau, am venit. Dar atunci ai venit, că ți-o gândi capul. Și gândala, a, l-a venit de undeva. Și ăla vine de la Dumnezeu. Și prin ajutorul Lui, păzindu-ne întregi de accidente pe drum, sănătoși, avem harul acesta de suntem aici în prezența Lui, datorită cuvântului Lui. Și încă de început aș vrea să vă spun ce lucrează Iisus în cer într-o seară ca aceasta, printre multe alte lucruri. Domnul Iisus, când era pe pământ, au spus la ucenici că după ce își dă viața ca jertfă, ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc, el va fi înălțat înapoi la Tatăl. Dar nu a spus că se va odihni de munca lui. Și a spus că atunci când ajunge acolo la el, va atrage la el pătăți oameni. Vorbește în Ioan 12, versetul 30 și 31. Vă rog! Cred că dacă vă întreb pe care vei tot îmi vei răspunde, o mințit Iisus vreodată? Nu mințit. Dacă El a spus că după ce se înalță, va trage la El pe toți oamenii, voi sunteți de acord și credeți că în seara aceasta scopul lui Iisus cu venirea noastră aici este acest bun ca să ne atragă pe toți la Dumnezeu? Amin. Slăviți să-i fie numele. Amin. Dragi și surori, dacă vor ajunge oamenii în viață, pentru că zbețivani, desfrânați, mincinoși, hoți și. Spun un cuvânt la care nu vă gândiți. Ori ajunge mulți oameni în iad pentru că falsifică cuvântul de la învoane. Și în clipa de față, eu pot fi pus în situația aceasta. Voi sunteți aici? Dar și Iisus e aici. Că l-aș chemat, că nu l-aș chemat. Că credeți, că nu credeți. Lucrarea asta a Lui. Și El a spus că e prezent ori de câte ori ne adunăm doi sau trei. Că voi ascultați, nu știu, dar eu știu că mă notează tot ce vorbesc. Și dacă falsifici cuvântul, să mă aude frate care predică, că cred că am aici în adunare frate care predică. Dacă cineva cu bună știință, cu scop mărșa și cu alte scopuri falsifică cuvintul lui Dumnezeu să se aștepte la iad și dacă nu-i vețiv, și dacă nu-i desfrânat, și dacă nu-i mincină, și dacă nu-i or. Pentru că în toate vremurile, înainte de Iisus, după Iisus, în vremea noastră și până vine sfârșitul, Biblia face atenție că sunt mulți au fost și va fi oameni care succes adevărul lui Dumnezeu. Și eu zic din toată inima, Dumnezeu să mă păzească. Voi, poporul, biserica, cultul, gruparea religioasă, dacă vreți, depindeți toți de învățătorii voștri. Preotul, că învăța să fac semnul cruce, să te închin la Maica Sfântă, să se rus crucea și cât e te-o învățat. Alele face. Pentecostalii,
au învățătura lor. Și penticostalii fac și învăța penticostalii. Și baptiștii fac și învață baptiștii. Și adventiștii fac și învață adventiștii. Și eu știu că am o sală la care deja ne-am deschis mintea și vorbesc în ei. Un pinez, pinez, de cât așa-i. Da? Cu ce să-i ceasă atât? Ei, vedeți pentru ce am venit în seara asta aici? Ca Dumnezeu să limpezească lucrurile. Amin. Ca Dumnezeu să facă lumina. Amin. Sunt oameni, vă vedeți că nu tânăr, care-s gata să o sângească orice și el nu știe ce de când e numai Biblie. Vorbesc cu oameni și spune așa, auzi, eu știu că scrie în Biblie, ce știi mă? Că cel mai mare păcat și-s părăsești religia. Ce-a scrie? Doamne? Păi zic, uite, aici mi-e Biblia. Și el Biblie și-o primă omule. Dacă o cauți încă 10 ani, nu găsești ce spui tu. Dar de unde o știu respectivul? Eu spun cineva. Dar nu e cetit. Să știți că trăim niște vremuri. Părinții mei nu mă duc mai în spate. El nu știu de cum să pună degetul. Aia e fost semnătura. Și ce-o spus știu eu? Predicatorul sau păstorul, ai crezut? Trăim vremuri în care nu ne poate înșela nimeni dacă suntem sinceri. De ce? Știm cărți tăți. Avem Biblii tăți. Avem libertate tăți. Avem și dragoste pentru Dumnezeu tăți. Dumnezeu să ne-o dea. Amin. Și ce-ți aud în seara asta? Ce-ți aud în seara? Ce-ți aud în mâine seara? Și ce-ți aud și la brață baptiști și meretor unghiere? Nu scăpită! Ai vorba și românește? Altă minciună, care scot oamenii. Doar trec între ei. Bă, deci Biblia e o pădure mare. De ce bași în ea ce rătăcești? Ce minciună satanică! Ce minciună satanică! Și omul se pătrește! Că se teme că s-a rătăcit! Dar știți ce ori de Domnul Iisus? Asta de oameni. Domnul Iisus a spus cercetat scripturile, că ele vorbesc despre Iisus și ele găsim viață! Cum să ne încurce cartea asta când e trimasă de tata? Tu dacă trimiți o carte la băiatul tău în armată, o scrie încurcată? Când copilul tău scrie o carte din armată, ți-o scrie încurcată? Păi dacă nu avem înțelepciune, Dumnezeu e atât înțelept. Și Dumnezeu nu ne-o trimesc cartea să ne încurce. El o trimesc cartea să ne luminează. Amin. Și doresc Dumnezeu să o facă și în seara aceasta. Amin. Amin. Am dat textul de care știu că e nevoie în public. Că doar mă întâlnesc cu oameni. Și să fac întrebări și discuții. Și eu le-aș face dacă nu aș fi cetită. N-aș fi mai bun ca eu. Și eu le-aș face. Pentru că Scriptura, față de conceptul și gândirea noastră, e total invers. Zice Biblia, gândurile mele, dar ale voastre, scântă-i cerul de pământ. Aleluia. Și apoi, toate gândurile voastre sunt deșertăciune. Nimeni nu poate gândi din capul lui cum place lui Dumnezeu. Nimeni. Știți ce spune eu? N-ar vrea să vă jignesc. Deci eu așa. Omul născut din femeie, cine nu-i de acolo? Are minte de nebun și născut ca mânsul unui măgar sălbatic. O, senior! Dar cum când faci acum avioane și merg pe fundul mării și nu mai știu ce fac? Nu pe linia asta vorbește, ai suntem înțelepți? Îți nebuni oameni în a-L cunoaște pe Dumnezeu? Dar ce-i de făcut acum? Ne pune Biblia ce-i de făcut. Romani 12:2. Să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți cunoaște bine voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită. Când o cunoaște voia lui Dumnezeu, când a fi mintea înnoită, aia care o am primit în mama, prin naștere, prea înnoită,
Nu e înnoită la mine că am îmbătrânit în adunare, zero mi-i toată munca. Că noi trăim cum ne dirijează mintea. Dacă mintea e înnoită, trăim sub dirijarea Duhului, că Duhul înnoită. Dacă suntem fără înnoirea minții, trăim ca păgânii. Să vă dau două pilde. Mintea din mama. Ți-o la cineva o palmă, imediat acționește de alta. Dacă tot aici ești, n-ai după ce vin la adunare, alelea-i Duh din nebunia noastră. Da, mintea noastră din cuvânt. Mintea noastră din cuvânt spune ce să faci. Să întorci și ce la obraz. Dacă mă vorbesc mie, cu care minte trăiești, frate predicator? Cu mintea ce noită, o cu mintea ce fece. Mintea veche, dacă te-o blestema cineva, îl blestem și tu. Mintea nouă se roagă pentru cine îl blestemă. Și iar întreb, îi înnoită mintea mea? Îi înnoită mintea ta? Dacă e înnoită, vei cunoaște bine și vrea Dumnezeu de la cine. Slăviți să fie Domnul! Și atunci vine discuția și fără Biblie, oamenii vorbesc tare bine. Păi cum poți să spui tu, mă, fără școală? Că tu știi și predici ca unul care are școală. Cum? Și nu va de primit. Pentru ce nu înnoită mintea? Pentru ce nu cunoaște Scripturile? Pentru ce nu știi voia lui Dumnezeu? Că cărțița asta, vedeți, o lumea voastră, asta ne descoperă pe Dumnezeu, îl descoperă pe Satan, te descoperă pe tine unde te găsești, și te-ar duce direcția bună. Asta înseamnă evanghelizare. Fără e în iarnă rău. Prin ea îmi blastă la ce din eu primesc. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și acum vă citesc. Nu mă duc și citesc, dar aici un băur și eu îl urmăresc. Ne avem aici. Dar noi nu ca la alții culturi, nu predic, toată lumea crede. La noi te judecă. Și cum ai și de Spiritul Vântului, vei, acolo nu-i de să spun. Bocăiește! Și el trebuie să-mi spună mie. Poate-ți Domnul Iisus în Matei 11 cu 25, care vrea să notați să-l cetiți. Eu nu vă cetiesc că fuge timpul. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a rugat și el. Iau cum să rog Iisus, era pe pământ în Israel. Tată, Doamne, a cerului și a pământului, îți mulțumesc că ai spus aceste lucruri de ce ai înțeles și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, îți mulțumesc că așa ai găsit tu cu cale. Vă întreb dacă Dumnezeu le-a descoperit la prunci, poate vorbi pruncile ale. Da sau nu? Vă dau o pildă, să-și vedeți că-i da. Vrea să mă știi că fiți tănoșorei. Și se defectează mașina la frăciucu, că-l cunosc pe ei. Și vine la frate, zice că-i dragă scură. Dar nu e acasă Pitul, nesora, dar sunt copil de 7 ani. Mă, un ciocanel, nu știi? De nu mergi pruncul de 7 ani la ciocanel, tătă, tătă, gospodere, mă, de pe spate. Că nu știi nici, dar copilul știi. De ce? E una cu tata. Și nearul să audă. Dumnezeu spune Scriptură că în Noul Testament să ascunde ce înțeles și priceput și s-a descoperit la prunci. Ești mulțumit cu asta? Și dacă nu este ce și ce poți face? Și întreb, Doamne, dar de ce ai făcut lucrarea asta? Și Biblia îmi răspunde. Să știți că până la Iisus nu a predicat Pițu, nici ăsta. A predicat prorocul care era căpetenie în țară. A avut împăratul, legea și preotul. La cei mari? La cei pricepuți? La cei învățați? Și-a spus Domnul Iisus în Matei 23. Vouă vi s-o dat de împărății cerurilor. Dar ce înțeleg? Nici voi n-ați intrat, nici pe cine a vrut să intre, noi ați lăsat. Și atunci a spus Iisus, îți mulțumesc, tate, că ai luat cheia de la ei. La cine o dat? La cine era cheia? La Petru. Dar ce făcem că Petru s-a dus? Ce era Petru? Pescar.
Câte școală stai să știi pe ghibești? Acum cei împărății cerurilor, nu-i nici la papa, nu-i nici la păstor, nu-i nici la știu eu ce vreți, cei împărății cerurilor e în mâna ta. Vrei să intri? Deschide. Nu intra, tu-i filina. Pentru că fiecare vom se cera în dreptul nostru. Spune Psalmul, ți-o plăcut binecuvântarea, e pe parte de ți-o plăcut blestemul, ți-a servit de învelitoare. Bă, cei că nu mă ascultă. Cerea și pe aici, rămâne aici. Nu primești tu la vecinul, nici la vecina, nici pe nevastă, nici pe bărbat. Cerea și pe aici, rămâne aici. Binecuvintezi toată viața de binecuvântarea de pau. Blastem toată viața, blestemul ta să vii de învelitoare. Cine vrea? Nimeni. Dar vrem și ne lăsăm de el? Dacă da, Dumnezeu ajută. Slăviți să fie numele. Amin. A lucrat la mine și un om cu grad, e în pensie, spunea, băi, voi numai pe aici, fără carte proștiți de să pocăiești. Dar omintele, nu-i puteți păcăli și nu-i puteți proști. Om cu pregătire, om cu colonel, dacă vreți să vă spun. Dacă n-avem Biblie și nu cunoșteam Scriptura, mă te-am bătut. Dacă când amăr la Scriptură și dacă vreți măcar acesta să-l cecheți copiii, vă nu vă predic. Vreau să vă arăt ce vorbesc oamenii și ce vorbește Scriptura. Ia uite ce spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. De ce nu știi înțelepți aici? Nu că nu-i niciunul, dar puțin. Dar concesc puțin că nu-i preaște Dumnezeu, nu e drept să-mi fie preștiei. Citesc. De pilde fraților, spunea Sfântul Pavel în biserica din Corint. Eu ce chestie vorbim? Uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și Domnul, ori că noi putem proști pe aceștia, Domnala, de care vă vorbesc eu. Dar ce spune Biblia de ce nu mult? Că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Dar ce știi unul de stradă care nu știe chiar și Biblia? Știi ce? Și te crâncănească și te crâchească. Na, până ieri o mă tăpășat mortăbat. Cu a treia, cu a patra mâieri, am ușit o pocăi și o zis pocăi în camere rai. Dar nu, noi zicem, spune Biblia. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, lucrurile desprețuite, pe încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Îți desești de ani în adunare și am colindat multe biserici. Și până găsești unul cu grade mare, ești ăla să s-o sub. De ce? Dumnezeu a ales! Ce? Lucruri nebune? Ce Dumnezeu, așa? Parcă cu mintea firească, atunci, da, lasă-mă și cu Dumnezeu ăsta. Lucruri nebuni, da. Și de ce? Că El din ce e nebun face bun, din ce e necurat face sfânt, din ce e neînțelept face înțelept. Că versetul arată de ce? Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Când toată lucrarea asta, nu ne strigem vremii de laude, Dumnezeu care o dirija. Slăviți să-i fie numele în veci. E biblic. Întâi e biblic scris ce m-a scris aici. Aici e dat Evanghelia, la oameni însemnați. Și oamenii n-a strânat. Na, o mersa în păduri ca și eu cui. Nu pe el l-auzi. Pe Dumnezeu căruia i s-a descoperit. Neînsemnat, fără nume, fără avere, fără carte. Că Dumnezeu poate vorbi și prin dobitoace. Slăviți să-i fie numele. Am dat textul propovăduirea Evangheliei. Nu ne interesează? Cine are dreptul să predice Evanghelia? Întreb eu. Odată am mers de la vârciloc, de la evanghelizare, acasă și când mergeam cu mașina, ne facem o întâlnă să luăm, ca să luăm, nu știam cine-i.
și bă, ține-l în mașină, se trezește omul. Nu cred că îți ești pocăit. Da. O, și începe cu hula. Și de nu știe Scriptura, plecai cap. O să sunteți cei mai fățarnici oameni și cei mai vinovați înaintea lui Dumnezeu. Era mediat după căderea Ceaușescului. Ați bolit Sfintele Biserici și ați făcut slujbe în școli și în cămine culturale. Îi până ca ieri s-o învățat școala ateristă, s-o făcut de sfârâu, v-ați făcut loc sfânt de el. Că de ce e în asta? Tu pa, ce trebuie să te trebuie cu Evanghelia? Ea ne-a să trebuie. Și bă, ce-o spus, că ce-o spus, că acum am dreptul și eu? Da. Și să vezi cât de mult merg cu o minciună în mână. Băi, fraților, înșelos pentru Pentecostal, că n-au mai multe cunoștințe. Și mă sunt de viață. Zic, auzi, ce bine în barcă s-a întâlnit Iisus cu samariteanca. Că mi-a spus. Zic, când s-a întâlnit cu samariteanca, o zic, tu ești Mesia, dar uite ce mă interesează. Noi samariteanii spunem că muncile, voi și danii spuneți că templu. Și zici, care mai spune? Zici, Domnul Iisus, auzi, femeie, noi și danii ne închinăm la ce știm. Voi samariteanii vă închinăm la ce nu știți. Și noi zici, la templu. Vine vreme și acum o și sosit. Când adevărat se închină toți, se vor închina Domnul Inge. O spus că în templu sau la școală sau... Asta contează. Nu! În duh și în adevăr. Nu contează locul. Nu e asta casa lui Dumnezeu. Asta e adunarea noastră. Spune Pavel în Evrei, nu părăsiți adunarea voastră. Nici templu, nu e al lui Dumnezeu. Și poate îi prea versetul, de ce să nu vă-l cerceți? Să-l cerceți, să vedeți că nu vorbesc minciuni. În Fapte, capitolul 17, spune așa. Vorbesc pentru cine nu știe. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și a pământului și nu locuiește în temple făcut de mâini omenești. Oare nu merită să știe oamenii lucrul ăsta? Când n-au încrederea că dacă merg acolo să sfințesc, Dumnezeu spune, nu locuiește! Nu, asta e adunarea noastră, ăla e templul lor. Unde locuiește Dumnezeu? Care este adevărat închinător, care îți înduși în adevăr, într-o viață trăită? Nu vă mulțumesc pe unul, ce pe toți, începând de la mine. Biblia nu ne învață să trăim neprihănirea întâi, adică viața curată. Întâi ne învață să nu facem rău. Întâi de vremurile. Și astăzi, oamenii sunt tentați și le fac amândouă. Un tatăl nostru și în jurături până se satură. O cântare și o predică bună și în moda lume și în mândrie și la Pentecostal vin. Nu ne înșelăm. Dumnezeu ne spune întâi să ne învățăm, să ne lăsăm de rău și apoi și ne învățăm și facem binele. Dar nu le facem așa. Se întâmplă ce spune Isaia, toate faptele noastre bune. Este o haină mânjită. Dumnezeu nu le primește. Eu duc tatăl nostru, dar cu vecinul nu vorbesc. Eu predic la bun și pe fratele nu vrem și-l văd. Eu proroc în adunare și cu nevastă mă cercetă viața. Rău! N-asta ne învață Evanghelia. Întâi ne învață trăirea. Și Dumnezeu să ne asuce. Amin. Nu locuiește în temple făcut de mâini. Dar care-i templu? Dar de ce să nu spun ce spune Biblia și să lăsă gândesc oamenii? I-au zis cât de frumos ne spune Apostolul Pavel. Încă o dată a spus, vorbesc la cine nu știe, nu la cine știe. Și spune așa, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți? Nu tăți. Că nu știu. Nu știu tăți. Ce nu știu? Că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Pe fraților, nu se merge și ascultăm cuvântul ăsta? Pentru un timp petrecut așa? Păi de-a noi vine să știm noi ce spune Dumnezeu? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Cine voi? Și versetul mă arătăți. Nu spune Pentecostalul, nu spune Ortodoxul, nu spune Catolicul. Iau cine? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?
locuiește în mine Duhul lui Dumnezeu? Dacă da, în templul lui Dumnezeu. Dacă nu, nu! În urmă cu 30 de ani, bazopăra noastră era trimuricii și ce cu Duhul. Ei nu știam atâta Scriptura atunci. Dar acum dacă îndrăznește cineva să spune, spun da, dar și tu ești ăla cu Duhul. Să știți că nimeni fără Duhul. Numai că unii sunt cu Duhul lui Dumnezeu și alții cu Duhul, Efeseni capitolul 2. Vă rog să ascultăm pentru a veni să vedem ce spune Scriptura. Ia uite ce zice Efeseni capitolul 2, pagina 1145. Voi, nu te se cuprind în voi ăștia. Nu te, nu mă bazi de aici. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre când? Când trăiam după mersul lumea acestea. După Domnul puterii Duhului care e satana, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Au că și au Duh. Lucram la mine. Și normal că oamenii și nu mi-mi place de oamenii care să leagă. Că cine stă mult lângă tine, stă de viață așa, chiar cu mâini. Dar cine te întreabă? Te determină să-i spui. Deciulești că de mine. Dar de ce strigați voi așa de tare? Că nu-i surd Dumnezeu. Și ador, de ce vă rogați odată? Că cine vă poate înțelege? Și dacă ai Biblia, ai răspunsul. Și eu vă rog să nu râieți. Că vă spuneți de așa spus. Care a lucrat în mine, în mine sună ecoul. Și a spus, ți-o spune de ce ne rugăm tare, dar spune-a ta, când înjur, de ce înjur tare, că și dracu aud. Vă rog să nu râieți. Nu se întâmplă așa? Dar nu spui câte ține gura, de mult gata ne vază cu mâna la pându, bă, audă, trebuie câte ține gura. Poate nu că tantul? Zice, nu m-am gândit niciodată. Zic, răspunde. Ce mai trebuie ceva? Când te rog, mi-a ta, nimeni nu se mai rogă în lume. Păi dacă unul se roagă în Rusia, altul în America, altul în Australia, altul, îi poate auzi Dumnezeu poate. Și atunci ne-au rugat ăsta ce nu ne poate auzi. Și să ne murim de ce strigă. Și a spus, îți spun eu de ce strigă. De ce? Ești împins de o putere. Și Dumnezeu e împins de o putere. Și spune Romani, noi n-am primit un duc de frică, ce unul de putere, care ne face ce? Să strigăm, dar nu se glăstăm. Aba, adică, Tată, slăviți să fie Domnul. Amin. Ea ți-au Duhul blastemă. Și pe Dumnezeu, și soarele, și luna, și stelele. E Duh bun? Vedeți câtă putere are demonul? Câta care blastemă cât îl ține gura, ce o sândească pe tine cu ce te roși cât ține gura. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat lumină. Doamne, îți mulțumim că ne-ai adus la lumină. Doamne, îți mulțumim că ne ești Tată. Și avem nădejde că suntem fii tăi. Slăbi să-i fie numele. Amin. Oricine ai fi în sală, ai Duh. Dacă ești în lume, ai Duhul lumii. Dacă ești în adunare, ce ai primit Duhul Sfânt, ai Duhul Domnului. Dar cum nu se împacă adunare cu lumina și Dumnezeu cu satana, așa nu se împacă oamenii păcatului, oamenii neprihănirii. Și mă pot ceti și cred că pot ceti frăciucul și atât ăsta te predici. Lumea iubește cei ai și Dumnezeu iubește cei a lui. Slăviți să fie Domnul! Voi vedeți că în biserică se vede că e legătură cu cerul. Acum vă la vreo ședință undeva să se zică amin. Dar să se zică aleluia, să facă undeva. Dar în adunat numai aleluia auzi. Și numai auzi în cer. E în legătură cu cer. Că în cer se spune amin și aleluia. Și o salmă. Aparținem cerului. Pe fraților și iubiți creștini. Noi nu înțelegem ce înseamnă lucrarea asta. Orice pregătire, orice școală, orice catedră, pregătește oamenii până la groapă. Sala mare a medice, vine moartea lor, nu s-o trăna cu toată capacitatea și averea și mintea lui. Aici Dumnezeu pregătește oameni dincolo de groapă. Aleluia. Dar aici Dumnezeu va inaugura lume nouă. Și nu din bufet de aculeză.
Nu după șanț, nu de la despriu, nu din beții, de aici. Aș vrea să fiu și eu. Să vrei și tu. Că dacă tu ești astăzi, atunci să șterge lacrima. Dacă astăzi porți o cară cu bucurie, el o portat înaintea ta. Ți-a făcut o făgăduință că în el îi fii și tu. Aleluia! Nu fii tu, deci gura lui Iisus! Slăviți să-i fie numele! Păduți că mere să ne pregătească loc! Pe unde fi el? Să fim și noi! Și după înviere să primim un trup de Duh ca Hristos. Nu eu spun, Scriptura spune. Noi crede ce spune Scriptura. Că tot ce se întâmplă pe pământ, pe noi nu ne zguduie, că se împlinește carte. O spus, frate, nu vedeți ce e lume? Ba da, tot vă tulbur. Mă tulb, ca și-ai scris. A venit mai rău. Oamenii fiind mai rău, mai sălbați. Și pocăiți. N-ar trebui să se întâmple că nu sunt de aici, oricât de încă mulți. Și nimeni nu s-a ținut de Dumnezeu ca un două mâinile. I-a tot luat cuvântul și viforul și necredința și ceea ce se întâmplă în primul din urmă. Că se lasă noaptea până la miezul nopții, când ori dorme tâche fecioarele. Adunați atunci pe predicator la masă. Adunați după ce chema din America, că te-o plec, nu s-a terminat asta. Cu ce ai pus în străjut în seara asta, cum ce ai rău. Aleluia! Ce vreme de har, încă Dumnezeu strigă! Încă Dumnezeu vorbește! Încă Dumnezeu face lumină în viața ta și în viața mea! Slăviți să-i fie numele! Primește-l cu bucurie! Că nu primește un bețivan, primește un creator care a creat tot universul! Slăviți să-i fie numele! Vrei să te scapi de Duhul lumii? Votezi credință pentru Domnul Iisus la pocăință. Pocăință? Păi pocăința a făcut lucrul de mine. Păi știți că ați uferțit în urmă ploaie. Numai de ieri a răsărit și vă chiar? Ce înseamnă vorbi omul din capsulul de Scriptură chiar? Și am început și am luat și fugitiv vă duc. Nu pe care știți Biblia. Eu cred că sunt care nu știu. Cine nu predică pocăința să stea în bancă. Și îndrănește-o spune la orice orator care intră la învol. Nu predică pocăința să stai în bancă. Și mă duc prin Scripturi din Matei până la pocăința mă duc. O veni Ioan Botezătorul, primele cuvinte, să ne pocăim. O veni Iisus, primele cuvinte în predică, să ne pocăim. O veni Petru în ziua de Rusalii, să ne pocăim. O veni Pavel în Romani 2, să ne pocăim. Vine Dumnezeu în fapte 17, Dumnezeu nu te roagă, poruncești, aleluia, nu la statul vostru, tuturor oamenilor te pretutindeni, ce-i facă? Să pocăiască. Nu vrei? Nu-i nimic. Nu-i nimic. Dumnezeu nu te obligă. Dar dacă nu vrei, se va întâmpla să asociezi Deuteronom, capitolul 32, ăsta se va împlini. Dar până atunci avem drept de pocăință, dacă vrem, să nu fim vrăjmașii lui Dumnezeu. Iau ce spune în pagina 230 care vreți să-mi urmăriți. Versetul 39. Din 32 de Deuteronom. Să știți, dar, vorbește el, că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Amin? Amin. Continuă. Eu dau viața și eu mor. Spuneți-mi, mine a fost amusosul să dai viață. Ia fost. Nicăieri. Unde sunt aceia care au fost acum 100 de ani? În timpul nostru de vedere de gândire de căieri, ca car, dacă dău să atar Dumnezeu. El dă viața. Un om dacă a murit, altul îl așteaptă tribunalul. Dă-mi el dă viața la tine. Ioel. Unde nu le-a tribunalul? Că el e suveran. El face ce vrea, ce spune pe lume. Bolul lui Herod de naștere. Fost odată la mormântare și o micuță, mame, femeie, că ai vorbit mai mult, dar după ce l-o dat Dumnezeu pe aici, stamă, dacă l-o și lua. Că nu trebuie doar două săptămâni. Ce faci capul fără Scriptură, știi de ce l-o dat? Nici un om care nu vine în lumea asta nu poate ajunge în lume nouă. Niciunul. Dar toți când iau trup de carne, vor ajunge și în veșnici. Ori în neapără mai bine. Ori vedea cu trebuie. Au luat trup de carne, el e pe lista Dumnezeu ca om în lume. Și dincolo va trece la răsplătire. Eu dau viață și eu mor. Eu rănesc și eu te mântuiesc. Și nimeni nu va
cineva de mâna mea. Poate? Doamne, îți mulțumim că nici nu poate. Că dar putea americani ăștia, miliardani ăștia mari, ar vine, dar ar vine, un stat ar vine din România, numai așa e viața pentru el. Dar Dumnezeu la cărămă. Că să sărăcoși de aici, dacă numai cu dreptă, fătătă, viața trebuie și 80 de ani. Că ce unul de la cartetă, îi pute rămâțul și-o muri miliardarul la 35 de ani. Muri medica, mă, ce bun medic, mă, muri, la câte, ai 40. Că el te-a viața. El rănește, el te mântuiește, el omoară. Slăviți să fie numele. Și acum continuă, Dumnezeu se joară în acea oamenilor. Căci îmi ridic mâna spre cer, spune Dumnezeu. Și zic, cât e de adevărat că trăiesc în veci? Retui? Amin? Amin. Tot atât e de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbii mele și voi pune mâna să fac cunecata, mă voi război împotriva protivnicilor mei și voi vedeți cu cei ce mă urăsc. Dumnezeu poruncește, mă pocăiesc, eu nu mă pocăiesc. Îl iubesc pe Domnul? Îl iubesc pe Domnul? Zic, tu ce-i vrea? Dar nu poți minți, nici eu. Al iubi înseamnă al asculta. Dacă a venit că Dumnezeu poruncește, bă, du mai departe. Spune Luca, când cel mai păcătos om se întoarce la pocăință, îngeri în cer ce fac? Să bucură cerul. Merem la Lazar și bogatul în locuința morților, care nu va se aude la mormântare. Păzând bogatul părinții Avram, trimea el pe Lazar, cam 5 frați, să le spună să se pocăiască, ca să ne ajungă aici. Și-a dus acolo pe Avram și le și-o spun deschis, nu penticostal, eu când vorbesc de pocăi, nu vorbesc de penticostal, n-am timp și mă vorbesc pe ei, n-am timp. Dar, o spun drept, orice om care moare nepocăită penticostal, dacă e, ajunge în locuința morților. Și în sfârșit, și moartea, și locuința morților, ajunge în iad. M-a făcut întrebare. Dacă Ioanul și nepocăi, Iisus și nepocăi, Pavel nepocăi, Petru nepocăi, Dumnezeu ne poruncea stingerii să bucură. Bogatul în locuința mărtul vă spun dura șanță. Vă întreb de ce numai lumea urăște pocăința. De ce? Și lumea ține pe Petru că a fost Sfântul Petru și ține Zula, ține pe Ambotezătorul că a fost Sfântul Ioan. Ține ea mâine sărbătoarea cu Iisus că a fost Fiul Dumnezeu. Dar ce ținutul e aici dacă eu nu respect ce-o spun el? De ce numai lumea nu vrea? De să apucă e cel mai bun om după băile astea. Chisele și la na. Dar după ce s-o pocăi, că pocăi că vă stau. De să apucă e cel mai rău de anul de-a. Na, auzi-mă, ce s-o pocăi? Bordul satului. Te întreb, de ce lumea nu-i de acord să se pocască oamenii? Și nu vă spun din gură, că e greu. Dar ce chestii în Scriptură, că atunci nu mă va auzi din nimeni. Ia uite de ce spune Evanghelista, adică epistola lui Ioan, în capitolul 5, întâia epistola, spune așa, versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu, prin Adam și Eva, dar mai știm ceva, și nu te știi, care n-are Biblia în mână, nu știe. Și că toată lumea, zace în Satan, vedeți de ce nu-i de acord lumea nici și să pocăiască, nici accepte pocăințe? E așa de greu să spun. Dar trebuie să o spun, că va uiti el. Aparține lui Satan. Satana ne spune nepocăit. Nu ne spune. El ar face orice cu numai nepocăit. E greu dacă crede lucrul ăsta că e Satana, pentru mine nu-i greu. Nu-i greu. Mai mare dragoste ca între mamă și copil nu este. Și totuși mama cu gura ei îl blastă, mă, și e Dumnezeu mine. Și-l arde foc. Și cum acum nu trau, dar doar mă auzi eu. Te-ntre mama, am o câteva mea aici. Ce ziceți voi dacă Dumnezeu ar asculta voia că e voastră până creșteți o fată și o fecior, cât ar fi nehandicapată? Nu rădire mea, că mă supărați. Eu vă vorbesc lucruri serioase. Cât ar fi handicapați? Dar de ce spui asta? Hei tu? Ce s-ar întâmpla dacă ar face Dumnezeu ce zici tu? Nu plec tu. Iar revine și împins de putere. Nu vezi că suntem de tentat. Nu mergi fac ca bine pe vreastă. În loc să spui, Doamne, dă-i minte, tu zic-am eu. Vedeți? Dar vă descoper lucrarea dracului. Nu te ascultă femeia aia, că se întâmplă, nu. În loc să spui, Doamne, dă-i minte, tu zic-am eu.
dar nu vor fi nebunii, dar nu ne cerem noi blestem asupra noastră, de ce? Toată lumea zace Satan? Văd că rămân de la text, dar dacă Dumnezeu vrea, văd că Andrei nu este. Dumnezeu crea omul, veșnic. Prin păcat, i-a limitat viața până la propriul ideal. Pentru că păcatul s-a mulțit, o cobor la 100 de 80. Pentru că s-a demulțit, o cobor la 80. Și pentru că s-a demulțit, o rămas la 100. Adoacă auzi cuvântul, nu te împiedică mâinile. Vedeți până în Iotus păcatul care aduce moartea? N-acum adevărat biblic ce înseamnă Dumnezeu care aduce viața. Din nou, viața și-a cursul. Dar ne-i nemulțumit Satana, nici că avem numosul. Ajuns la ultimul grad. Și ce mai vrea Satana acum? Să nu se mai căsătorească bărbați cu femei și facă prunci. Să se căsătorească bărbați cu bărbați, femei cu femei, să aduce o limite viață după tine. Asta e scopul. Și nu-i la mintea mea cu patru glasuri, la aceștia care votează și îndrămânau, și aceștia care conduc lumea. Ai jos ca animale. De fraților, am mai oameni bătrâni ca mine. Dacă s-ar scola părinții noștri, ar putea crede asta? Ar putea fi stai atâta înțelepciune, ne-am ajuns? Să se dea lege privind data bărbați cu bărbați. De-ai scris în Romani. Stricăciunea oamenilor. Nu mă bucur de asta, dar mă bucur că Iisus vine urmă. Diavolul n-a reușit să distrugă viața, că Dumnezeu-i viața. Slăviți să-i fie numele. Amin. Dacă până aici a ajuns, Biblia ne spune la prima înviere, mileniu în care Domnul Iisus a stăpânit pământul nostru, viața se ridică înapoi ca lui Adam după păcat. 8-900 de ani. Oamenii vor trăi ca copaci. Și cine a murit blestemat, va muri 100 de ani. Deci pornește viața înapoi, că vine Domnul vieții. Dar nu se oprește, după ce se termine mileniu, se începe judecata, vine cerul nou și pământul nou și vine veșnicia. Și nu mai este moarte. Păi viață și cei care au iubit. Și Dumnezeu împreună cu oamenii. Așa mi-e de drag în Apocalipsa. N-a mai stat Dumnezeu în cer cu îngerii, a stat pe pământ cu oamenii. Îi spune în Biblie că numele lui Dumnezeu să-i scrii pe fruntea ta, că le vedea pe Dumnezeu în față, că nu știi ce-i lacrima, ce-i durere, n-a fi moarte, n-a fi bătrânețe, ce bucurii veșnice, slăbiți să fie Domnul. Nu se naște dorul pentru așa ceva? În mine clopotește și am nedejde. Am nedejde, măi fraților, că cine merge spre București, în București ajunge. Și cine crește viața în adunare, în predică, rugăciune, în cântări, acolo ajunge. Dar cine crește în vecie, în blesteme, în desprâu și acolo ajunge. Dumnezeu să aibă milă de noi. Propovăduirea Evangheliei. Și după ce am spus la putare, că locul de închinare, dirijarea bisericii nou testamentale, nu vă vorbesc povești. Cine vrea când s-o termina să mă întreabă că dau versetul, dar trece prea mult timp. Dacă în veci, primul legament a fost în mâna preotului, a prorocului și a împăratului. În nou legament, după Iisus, numai acolo. Și-l citesc. Efeseni 4. Și Dumnezeu a rânduit în biserică și a dat în biserica nouă testamentală. Și aia nu vorbește la aștia. Din nou. Ce în biserică, între frații, ne lucrează Duhul Sfânt? Ce-a rânduit? Primii, apostoli. A doilea, proroci. A treilea, evangheliști. A patrulea, păstori. A cincilea, învățător. Și ne-a rânduit? Aleluia! Dacă El ne-a rânduit, El a susținut. Dacă El ne-a rânduit, El a portat grijă. Dacă El ne-a rânduit, prin ei a vorbit El. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dar până ce i-a rânduit? Pentru desăvârșirea Sfinților. Și am să mă asculte penticostal. Că eu înțeleg mai bine. O biserică penticostală nu trebuie să se sprijinească pe doiul meia păstorului. Și nu mi-i descoperi de mult. Când noi merem creștem, eu spun oriunde și oricând. Nu! Biserica stă pe umerii apostolilor,
a prorocilor, a evangheliștilor, a păstorilor și a învățătorilor. Băște, păteți, Dumnezeu i-a rânduit pentru desăvârșirea voastră! Ce bine ar fi dacă aveți 5 evangheliști aici? Aveți 3 învățători, 8? Aveți 4 apostoli, 12? Aveți învățători vreo 5, 17? Să spun că nu-i păstor, am că pe unul îl pune. Îți dau 10. Ei, tot una că să sprijinească biserica pe un bărbat sau pe 20? Dumnezeu să ne dea pricepere. Ce ți-o dat la ceare sococeală? Și dacă fi pe ultima bancă, ce-o investi Dumnezeu în tine, își ceri sacrificii și muncă. Am ce citem Petru, asta e pentru frate. Și târziu am dat. Nimeni în adunare nu-i fără dar și fără slujbă. Și dacă o vorbește în gură, nu se crede, dar hai să o cercetăm în Biblie. Ia uite ce spune la pagina 1194. 4, 1 Petru 4, versetul 9. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Vorbește la biserică, da? Continuă. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al Dumnezeu, fiecare din voi biserică să slujească altuia după darul pe care l-a primit. Așa să aveți dar. Și ala un dar, spune amin. Și ala un dar, spune, vorbește, Doamne. Și ala un dar, spune, fii atent, băi, frate, să predică. E o lucrare în cinstea lui Dumnezeu și pentru zidirea bisericii. Doamne, pune-ne în slujba ta. Amin. Și zic eu cântare, tot în slujba ta ne ține. Până ne-am întâlnit cu tine. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și textul meu l-am dat. Cine are drept și predice? Ce bine că-i pus textul. Că l-am spus că numai el a predice. Altul m-a spune că cu tare. Dar de ce și nu caut eu? Îmi caut cine are dreptul. Și am citit propovăduirea Evangheliei. A doua Corinteni, capitolul 4. Și acum vă rog să fiți atenți că ești preșinea de tușă preți. Noi spunem că cine are teologii, a nu-și poate spune că cine are seminar. Eu recunosc că ideale nu le cechească. Dacă cineva le are, le cechească. Dacă cineva le are și le are și aștia, nimic, nu știu. Dar dacă cineva nu le are aștia, că teologii și seminar poate avea cât s-a săturat. Ce e asta? Spune așa, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, cine? Noi predicator, că noi propovăduim Evanghelie. Dar cum avem? A fost tata popul și m-a făcut și pe mine. A fost păstor județar, m-a pus pe mine finul lui. Păi fraților, mi-e plac să vorbesc deschis? Aleluia! Dacă cineva vrea să cunoască, să cunoască! Că mi-e deatic, ar primi și o bună răsplată înaintea lui Dumnezeu. Dar cum am ajuns aici? După slujba. Sau după? După îndurarea pe care am căpătat-o. Aleluia! Cum ești tu predicator? Cum ai tu slujba asta? S-a îndurat Dumnezeu. Dar până ce am fost mai sfânt ca celălalt în biserică, dar de unde? El s-a sus Iisus, o la robie roagul și o la darul cui mă? Descrie Sfintelor, așa e niporcovioleacă. Bine că o zis oamenilor. Slăviți să fie Domnul, nu știu eu ce vorbește. Știți voi când este școală deschisă în Oradea pentru ceva? Când este posturi vacante pe când se termină școala. Nu mă las bunul, m-am dus și mă scriu la liceu cu tanda pe când am vrut să-l desfințat. Că nu mai avut nevoie de elevi de aceea. Dacă Dumnezeu are nevoie aici de un slujbar, de un evanghelist, aici pe meleagurile astea voastre. Nu mă vezi că pune Dumnezeu mână pe unul care e sincer. Și nu mă ghesc pe el, mă. Mă, dar vezi cum crește, mă. Mă, dar nu ghesc satul, mă. O intra Dumnezeu în el. Aleluia. Aleluia, eu dar slujbă și are viață. Are gust, are putere, are trăire. Nu vezi că la altul 10 minute de-ai săturat și la altul în ceastă flămâni rămâi. Și nearul ești să audă. Cu o mâncare bună nu te poți sătura de el. Dau una stricată și sarmăne, ții liușini și o refuz, dar mi-am ieșit și schimb de plin. Așa e în adunare. După îndurarea pe care am căpătat-o, dar liniștiți voi că i-am primit îndurarea asta și slujba asta.
Îmi place că Dumnezeu pune amprenta. Ca unii care le pădam este sugirile rușinoase. Băi, Pitule, bine știi tu predica. Dar cu viața? Am lepădat niște sugele rușinoase din viața mea? Sau până la mnează popul la altar, după mnează cu țigara în gură și cu vinul în cap? Pe fraților, voi nu mă plătiți, Doamne, de azi că m-a plătit El. Și eu vorbesc corect înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-a dat slujba, în primul rând să mă perfecționează pe mine, apoi pe voi. Cine din voi nu știe? Ca știi teorie, una așa știi practică ea, dar cine nu știe după? Poți fi inginer 20 de ani întâmplării. Dacă ești întâmplat 20 de ani, cine cunoaște mai bine meseria? Întâmplarul. Vă întreb, cine a ști predica mai bine Biblia? Cine o cunoaște din Genesa în Apocalipsă sau cine o trăiește? Amin. Vrești fi predicator bun, trăiește-o. Fraților, tranșează pe vrăjmașul, dar tu, Pițul, iertatul ai dat dată. Păi dacă l-ai iertat, știi, spui cum să ia. Fraților, nu fiți mândri, dar tu, Pițule, nu-ți împotriva mândri. O, tu ești plin de mândri, îți lasă, nu fii mândri. Lăsa-l aspintat din gură, mă, că tu ești mai mândru ca mine. Păi, fraților, nimeni nu ne stă și vorbim care nu avem viață. Nu zic și oamenii, băi, vorbesc și de aici să stă. Păi, om, că și lume trebuie să scoată la suprafață lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu face pricină de laudă din vrăjmașii tăi împotriva protivnicilor, să-i spune Biblia, slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă am slujba de la El, slujba asta întâi lucră în mine. Leapă-nește șugile rușinoase și ascunse, nu umblu cu vicleșuc. Și dacă pune acei bine, nu-ți trec cuvântul. Dacă nu mă încadrez acel strâc. Auzi, fraților, Dumnezeu la inimă să uite. Dar nu știu că la Izabela să uitași că să vă obsupăvăți. Ei nu știu verseta. Ei nu știu verseta. Auzi, fraților, Dumnezeu nu se uite la ha, dar nu știu verseta loc că se îmbracă ca o cură. Pa, nu știi? Nu știi. Nu vrea! Dar dacă vorbește așa se descopere pe el, și ca să nu se descopere pe el, ne are pe deasupra. Auzi, Dumnezeu e bun și ea. Te mă întreabă, frate, care-i păcate nu le iartă Dumnezeu? Și tare ușor, vă spun care. Dacă păcătei cu voie, după ce a primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne jertfă. Ce rămâne? Foc. Și ea. Ce înseamnă asta? După ce Dumnezeu te pune în lumină cu un lucru. Te vorbesc, băi, ești slavul Domnului. Măi, fratele, așa mi-te capă timpul. Aveam o trăit la munte și nu vor să te aducă ca Sodoma și Gomora. Eu mă duc în biserică. Pe la munți, pe aici, pe-ntre dealul lui Voaște, nu se încheți atât de încheiați ca la oraș. Și-o, frate, am nevoie de trece duhul în oraș ăsta. Că și-n Sodoma și Gomorra ăsta. Acolo ăsta trece duhul. Dar le vorbesc de multe ori la sori, dacă sunt aici. Cine nu știe în Biblie? Și noi, care suntem la masă, din cei cinci care vrem cei cinci necesari, cine nu știe versetul în Ieremia? Măgăriță sălbatică, acoperești picioarele. Dar de ce trece, frate? Că-i șalul. Că și fața lui. Și cu asta cred că scrie o rămânia lui Dumnezeu. S-a ajuns pocăitile. Și dacă nu-i la voi mulțumesc Domnul, dacă vreți să pocăiască. Încă o dată vă spun, dacă vreți să pocăiască. Noi nu vinim aici pentru aprindere poftilor. Nu vinim aici pentru omorârea poftilor. Măgărițe sălbate că acoperesc picioarele. Spune Biblia, Hieruvime, scaunul de domnia lui Dumnezeu. Serafim, izgarda regală. Hieruvime au 4 aripi, Dumnezeu stă pe Hieruvime, serafimii au 6 aripi, aceea fără încetare, zi și noapte, spune Biblia, strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sfânt. Cu două își acopăr uite, că nu pot vedea slava lui Dumnezeu, cu două zboară și cu două își acopăr picioarele, că la adresa lui Dumnezeu picioare de serafim înseamnă josire, soră dacă ești aici. Nu glumi! Nu te aștepta la rai, că-i foc! O zi Dumnezeu lui Moise, Moise, când faci un altar, să nu-l faci pe faptă! Ca nu cumva cel ce să fie acolo ăsta să-i vadă goliciunea, că-i spurcat! Câte necurăție noi intrat în creștinism pentru că cei care trebuia să pună spațiile și prețul vieții, nu l-au pus! Și asta e rușinile ce se întâmplă la mulți.
roșihiche, vopsiche, smulță sprâncenile, fusta crăpată, este o scârbare a ția lui Dumnezeu. Dacă tu s-o ai văruit de acasă și ar veni cineva și ți-ar trage acolo jură, ți-ar păzea? Adică îți bate joc de lucrarea ta, așa? Nu te-a făcut Dumnezeu frumos? Nu știu și spune cât de groasă sprâncenile? Nu știu cum să-i te facă la față? Nu știu ce voi și spună? Îl degradez pe Dumnezeu după ce te rog, nu te înșela! Și nu mă înșel nicioc, Dumnezeu e sfânt! El nu e o cara, el pretinde să fie pe locul 1! Spune frate, la ori de rugăciune Dumnezeu ne alegi să fie păzite cu sfințenie! Nu să se umple Scriptura? Da, statului legi, cum trebuie să le păzim? A statul cum trebuie să le păzim? Vorbesc. Hai! Îmi plac și au un răspuns, că Doamne mult ne necăm și aici. A Domnului cu sfințenie, da, statului! Și atunci statul aici nu mă interesa. A statului cum trebuie să le păzim? Cu strictețe. Cum? Cu strictețe. Nu. Păi dacă cu strictețe, de ce nu păzi Daniel? Acolo zici că nu s-a răstrăit de jertăsul, așa că sunt căpătânat. Cei trei cu toriu cu foc, de ce nu respectă? Așa că pune cu strictețe pe vremea pomuștilor. Că trebuie să supunem autorităților și am mers să joc așa, nu dans popular. Așa a făcut sfință. Nu am notat ce vă spun că e biblic. În Domnul! Statul spune să nu fur și Domnul spune să nu fur. Statul spune să nu minți și Domnul spune să nu minți. Dar statul spune nu mă înțeași, mă rog, Domnul, asta e ziua și mă rog, tătă, ziua aia. Domnul mă spune și o legătură cu ce nelegiuiți. Domnul spune să nu mă duc la postop de desfânt cu ei. Deci a statului în Domnul. E de mai spună. Dau obiceiul neamurilor. Întași ce trebuie și ce mă împiedicați. Legea statului, a Domnului și obiceiul neamurilor. Asta cât trebuie și pătești. Cum? Nu știu de ce ajung aici. Dar e bun, e leac, pentru mine și pentru voi. Nimic, nimic din obicei. Dacă cineva nu respectă obiceiul, nu te aruncă statul în pușcării. De ce râd din lume? Dacă respectă obiceiul, desfințesc porunca lui Dumnezeu? Câte obiceiuri nu s-au strecurat printre noi? Câte? Și evanghelizarea, cum a lăsat așa. Știi ce înseamnă obicei? Curvii sufletească. Obiceiul te face să fii prieten cu lumea. Obiceiul te face să fii prieten cu prietenul. Când ești trecă obiceiul, te-ai terminat cu el. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să respectăm legea Domnului cu sfințenie. Deci dacă trăim cuvântul, nu-l mai stricăm. Îți merit, vorbesc împotriva mândriei. Pot. Nu mințesc, vorbesc împotriva minciunii. Nu-ți mândră, vorbesc împotriva mândriei. N-am televizor, nu știu dacă le aveți, vorbesc împotriva mândriei. Că nu-i bun. Și la asta am ajuns. Fie am eu păcatul, dacă le supa tăti. Dar dacă le țineți, tăta bună. Și de ce nu vă dau o predică și pe mine asta? Tu-a stricat televizoarele în căsele creștinilor, nici un duh nu o să facă asta. Nici un duh. Cum mă la predică? Toate echipările religioase. Eu stupar de meserie. Știi de vara, stau cu capul în stupi. Și le spun la copii să nu râde, că eu vorbesc serios. Știi ce mi se întâmplă când mă duc acasă și închid ochii? Văd matca, trântorul și celula. Pentru că mi s-o-i primat, nu ochii. N-am nevoie să-mi spune după ce stați la televizor în ceas două ori când pune genunțul pe pământ ce vedeți. Nu mă mințiți că nu vă cred. Doamne, nu vă cred. Dar nici Dumnezeu nu vă cred. Dar te rog, citește în Biblie în jumătate de ceas. Citește de fapt mine lui Iisus. Și vede că n-ajunge genunțul și nu spune și lăcrăba. Că ți-ai cecit, ți s-a nemsărit. Și să ții pe Dumnezeu, că Dumnezeu e cuvânt. Slăviți să-i fie numele! Amin! Frate Cristiana la buton! În grădina Edenului până n-a păcătuit Adam și Eva, cum a fost sfânt? Amin! A fost sfânt până n-a păcătuit! Tântă grădină a fost sfântă, numai un pom rău! Rezistat-o doi sfinți să nu se acende la unul rău? Rezistat-o? Nu rezistat! Dar sfinți mai suntem noi, când televizor doar te avem una bună! Și 100 rele,
Și anoși așa de sfinți în frață, că ei nu se ating la alea rege, numai că asta e. Îi vedem fără cuștiți. Îi vedem fără dragoste în adunare. De multe ori se fuge din adunare, că-s curioși. Și zic, pace, nu sigur, că icoana din Apocalipsa care vorbește. Dacă va fi obligatoriu să ai putut de lumea televizor, țineți cont că icoana din Apocalipsa e. Da, nu spun, dar categoric nu ne învață ce-i bun. Și continuă versetul. Ce prin arătarea adevărului ne facem vreme să găprim de orice cuget omenesc în întâlnită. Și dacă Evanghelia noastră, altora oameni, este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dacă n-ar fi scris mai jos, timpul trecut, așa-i? Termin. O leacă. Termin. De nefericire, eu nu bănesc cu ochelan, spre ochelan pe acolo. De ce e omul pe calea pierzării? Vreau să vă dovedesc biblic. Nu ce-l pune Dumnezeu, nu satana. Ia-ți-l. Nimeni să nu trăiască că eu m-aș pocăi, dar nu scris în carte. Nu-i drept. Nu-i drept. Eu m-aș pocăi, dar nu vine vreme. Nu-i drept. Asta dacă auzi cuvântul, nu-ți împiedică inima și ești bine primit. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți a fost arătat. În pești, Dumnezeu nu întârzi cu credunciarul de lungă răbdare care vrea ca toți să fie mântuiți. Dumnezeu poruncește la toți să se pocăiască. Nimeni să nu meargă în sara asta de aici. Eu m-aș pocăi, dar nu-s chemat. Eu m-aș pocăi, dar nu vine vreme. Nu-i drept. Ești chemat, ești bine primit și vremea e seara asta. Dacă Evanghelia asta totuși e acoperită pentru cineva, e acoperită pentru cei care pe calea pierzării a cărui minte necredincioasă o poate vorbi să tabă. Dar dacă e credincioasă, nu o poate. Spunea, și termin predica, spunea unul la mine că te-am nimeni, pițule, dar prin ce poți tu mi-i dovedi că este Dumnezeu? Că voi de când lumea tăpășe nu sunteți religiile astea. Noi mâinea la altă se cheamă luni, era vorba de Gagarin în vreme ce. Și nu a trecut câteva secunde, Dumnezeu m-a dat răspunsul. Și spun, bun, nu este Dumnezeu. Zic că nu este. Bun. Cine dirigează genul feminin și masculin pe Terra? Că se naște și partii bărbătea și partii femeiască, începând de la un până la tăi viețuitoare. Dacă nu este Dumnezeu, s-ar naște numai partea feminin într-o sută de ani, ar feri viața. Dacă s-ar naște numai bărbați, ar feri viața. Cine dirigează? Aleluia. Și că de niciodată nu m-am gândit la așa. Gloria. Dar noi ne gândim. Știi ce spun eu? Mai mulți ca laptele. Mai integrat ca brânza. Mai țesut cu carne și pâine. Mai îmbrăcat cu piele și ai tornat Duh de viață în mine. Aleluia. Cine? El? Ai ochii negri, sorame, când te uite o grină, nu te corda, nu e făcut măta și tatăl, el ți-o pictat. Ai o braț frumos rotund, el ți-l-a făcut. Ai minciuță în cap, el ți-o dat. Ați o vrut să se facă domn și s-o prosti că nu le-a rezistat capul. Și tu cunoști părinți care nu s-o știu nici încălță, făcut Dumnezeu poate de tine doctor și oameni mari. Că El decide soarta, slăvit să fie numele în veci. Haideți să rămânem credincioși. Haideți să le ascultăm prin pocăință. Haideți să ne lăsăm de rele, să le îmbrățișăm cele bune. Și nu să vă rogați dimineața și seara. Așa cum oamenii lumea aici te blastă. Și dimineața, și la amiază, și la seară, și la ușină, și când se culcă, și când se scoală. Vă schimbi vers. Tătă-l binecuvânt. Că nu trebuie să faci voia lumea tău stând în loc, să pâni. Îți mulțumesc, Doamne, că uite cât de frumos îl crești. Îți mulțumesc, Doamne, cât te chide de oare și te laudă. Și când îi mulțumesc așa, îți spune un țăran de aici. Tu dacă te roga când îi săpa, îți garantez că îi săpa și mulți nu sunt țobosat. Nu sunt, că te cuplesc cu Dumnezeu. Nu mai vezi că plângi. De parcă vine îngerul, dar acum nu o leacă. Dacă pui genuță, sunt pe Dumnezeu, că trăiești! Că trăiești și tu cu El! Doamne, rămâi cu noi. Amin. Și ajută-ne și nouă să rămânem cu tine până la capăt. Amin. Amin.